Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc despre Windows 8.1 și am să vă arăt cum putem seta Windows 8.1 Preview ca să ne buteze direct în desktop. Vedeți că în momentul de față când am deschis sistemul de operare Windows 8.1 am fost duși către interfața Metro. Și mulți dintre noi obișnuiți cu desktopul am dorit să ne buteze direct în desktop, să zic așa. La versiunea anterioară de Windows 8, foarte mulți dintre noi am instalat aplicații gen Start Menu sau, în fine, tot felul de aplicații care să ne readucă butonul de start înapoi. Vedeți că cei de la Windows 8.1 ne-au readus butonul de start, însă sub o altă formă. Haideți să vă și arăt cum faceți acest lucru, pentru a nu fiți nevoiți să mai utilizați alte programe pentru a vă trimite direct în desktop. Mergem pe butonul unde mergem pe bara de start, dăm click dreapta, Properties, și vedeți aici avem la Navigation, Go to the desktop instead of start when I sign in. Am bifat asta, am dat Apply, OK. Și acum putem să-i dăm un restart. Haideți să vedem dacă merge direct cu logout, să nu-l mai închid. Da, nu merge. Nu vreau să-i mai dau restart pentru că să nu mai pierdem timpul. Dar haideți să vedem. Cum în mod normal ar trebui să ne duc direct la acea interfață desktop pe care ne oferă cei de la Windows 8.1 Preview. Vom vorbi în tutorialele viitoare despre alte facilități, să zic așa, care au venit pe Windows 8.1. Până în momentul de față, această opțiune de boot în desktop, să zic așa, este, după mine, un lucru foarte interesant. Ok, și acum, normal, ar trebui să ne buteze direct în desktop. Da? Vedeți că s-a deschis direct desktopul nostru, fără să utilizăm niciun program anume, să zic așa, pentru a reveni la acest desktop. Ok, atât despre butarea direct în desktop pe Windows 8.1. Ne auzim în tutoriale video viitoare. La revedere!